Din păcate sau din fericire, cred, acesta este unul dintre singurele moduri de grafică care funcționează în momentul de față pe 5M. Ei, o salutare lumea, ce faceți? Bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Numele meu este Webster2K și în video de astăzi o să dezbatem un nou subiect, mai exact mod de grafică care este compatibil cu Pure Modul. Probabil multă lume se întreabă ce este acel Pure Mod. Ei bine, mă băi și fete, Pure Modul este un mod care nu mai permite modurile de grafică pe serverele de 5M în mare parte, adică cam asta este definiția lui mai pe scurt, adică o să vă interzică accesul cu anumite fișiere modificabile din GTA 5 sau direct din folderul cu 5M. Dar dacă doriți să vedeți mai multe informații despre acest mod, am făcut un videoclip anterior cu toate detaliile legate despre Pure Mod, ce este, câte nivele sunt de interzicere, îți iei bani pe 5M sau nu, aveți toate detaliile în videoclipul din descriere sau din comentariul fixat cu Pure Mod. E bine, modul de grafică, cred că deja v-ați dat foarte mult seama dintre voi și am făcut și niște videouri în trecut cu acest mod de grafică, este Natural Vision Evolved. Dar din păcate, cam ce este cel mai nașpa cu acest mod de grafică este că costă bănuți, adică undeva o licență al Natural Vision Evolved costă $10 pentru început. Bineînțeles că există și versiunea mai premium, adică versiunea cu Platinum, care o să coste peste $10, dar oricum aveți tot linkul de la Patreonul celor de la Razer Mods în descriere ca să nu fie probleme, deoarece da, adică te-am auzit, dacă nu ai cumpărat acest mod de grafică, sunt niște probleme cu DMCA Protection. Când am înțeles, nu sunt foarte sigur, dacă știți voi să-mi lăsați mai multe detalii în comentarii. Da, din păcate, acum cu acest Pure Mod nu o să ne mai putem juca cu orice mod de grafică, adică, de exemplu, nu știu, dacă vreau să intru FPT, de exemplu, care este serverul acum principal pe care mă joc eu, nu o să mă mai pot juca, de exemplu, cu My Make Visual Great Again, adică cum VGA-ul pe care l-am prezentat în trecut, care este un mod super tare și gratis, din păcate nu o să mai mă pot juca cu el și cam singura opțiune care ne-a mai rămas este Natural Vision Evolve și este cam dintre singurele moduri de grafică care încă mai funcționează pe toată platforma de 5M, adică fără a fi probleme de a lua bani pe serverul respectiv sau avea probleme de la cfx.re. Sincer, Natural Vision Evolve, cum este prescurtat LNV-ul, este un mod super tare, adică puteți și voi observa aici cum se vede și pe timpul nopții și pe timpul zilei și pe toate timesicle-urile, să zic așa, arată super bine. Acum, Ana, bineînțeles că acest mod grafic este unul high-end PC și nu permite cam toate PC-urile să aibă acces la el, adică să poată să ruleze într-o performanță destul de bunicică, undeva pe la 60 de FPS-uri. Dacă aveți undeva, nu știu, un i3 puțin mai slăbuț, nu știu, generația 7-a, probabil nu o să vă meargă atât de bine cum o să meargă unui băiat cu i9, de exemplu, dar bineînțeles că aici este cam vorba despre toate jocurile, nu neapărat de 5M. Și da, de câte am înțeles, mai există și alte moduri care sunt compatibile cu Pure Modul. Mai exact, eu nu sunt foarte sigur, nu vreau să vă induc în eroare, dar așa am înțeles eu în mare parte, nu știu dacă știți voi. Chiar ar fi super tare să lăsați mai multe moduri de grafică care sunt compatibile cu Pure Modul, pentru că ar fi super interesante, probabil, adică cu siguranță în viitor o să se facă și niște moduri accesibile pentru toată lumea, adică să nu fie cu plată, ceea ce ar fi super tare, dacă mă întrebați pe mine, ca să aibă toată lumea acces. Deci, da, Natural Vision Evolve este cu bănuți și din păcate nu o să-l pot lăsa niciunde, adică pe Discord să-l las gratuit în niciun caz, pentru că, cum v-am spus, te poate da în judecată omul respectiv care deține acest mod de grafică și sincer să fiu și eu aș face la fel dacă aș deține un mod de grafică destul de mare, care să fie atât de popular, adică în apă la urmă este munca omului și trebuie răsplătită într-un fel sau altul. Deci aveți linkul în descriere de la acest mod de grafică. Mă băi și fete, haideți să trecem și la tutorial de instalare dacă doriți să vedeți cum se instalează acest mod de grafică. Ok, mă băi și fete, am revenit, suntem pe desktop, după cum puteți vedea, și avem aici, mai exact, o arhivă cu NV-ul. Vreau să spun că voi, când o să cumpărați Natural Vision Evolve, o să aveți o arhivă unde să vă aveți în mare parte, adică cu siguranță în mare parte, toate versiunile pentru Natural Vision Evolve, pentru oricare platformă, cum ar fi 5M, Rage MP, Alt-V și, na, acum depinde, dacă vă jucați Rage MP, luați versiunea pentru Rage MP și dacă vă jucați 5M, luați versiunea pentru 5M, bineînțeles. Așa că, doi, după cum puteți vedea, avem NB Main Package și opțional Addons. Sincer să fiu, mă băi și fete, eu NB nu l-am folosit niciodată și, na, acum aici vă luați NB dacă o să aveți niște PC-uri super bune pentru a adăuga NB, pur și simplu o să intrați în, cum se cheamă, în folderul cu GTA 5-ul, adică unde aveți voi folderul cu GTA 5 principal și o să
trageți NB Siri tot ce este din folderul acesta în folderul principal, dar sincer eu nu m-aș băga la NB pentru că am un PC decent, adică nu este nici slăbus, dar nu prea o să meargă cu NB-ul, dar vă spun sincer că voi o să trebuiască să aveți doar câteva chestii la main package, nu o să trebuiască neapărat NB-ul, chiar dacă scrie aici required. Voi o să intrați în folderul cu 5M, unde aveți voi 5M instalat, 5M application data, mods, și aici putem observa că eu am deja niște fișiere ale NVE-ului. Voi, ca să trebuiască să vă instalați oficial, cum ar veni oficial NVE-ul, va trebui să dați pe main packages la mods și o să trageți toate fișierele de la mods în folderul cu 5M application data. Ceea ce am mai adăugat eu în plus de la optional add-ons, sunt foarte, foarte multe chestii pe aici, de exemplu, nu știu, Parallax Roads Overhaul, puteți să vă băgați, dar eu sincer mi-am băgat doar Darker Nights și Brighter Emergency pe Medium Intensity, deoarece mi se par aceste două lucruri super, super tari, și acestea, desigur, o să le trageți tot în folderul cu mods. Și cam așa este instalarea NVE-ului, adică este super, super simplu, nu este foarte, foarte mare bătaie de cap. E bine, mă, băi și fete, sper că ați înțeles cum se instalează acest mod de grafică și nu uitați să vă uitați și la videoul din descriere pentru a înțelege toată chestiunea asta cu Pure Modul de ce s-a adugat pe 5M. Și da, cam acesta este unul dintre sigurele moduri de grafică Natural Vision Evolve, adică na, din păcate nu prea există alte posibilități free la această versiune, dar oricum să știți că este cea mai legit versiune pe care o puteți lua voi pe GTA, adică cei mai mulți streamer și cei mai mulți content creator cu 5M și nu mai folosesc acest mod de grafică, care este cam cel mai popular și de asta permite să te joci pe toate serverele de 5M. Dar oricum, băi și fete, sper că v-a plăcut videoul de astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați pe butonul like, deoarece mă ajută super, super mult, și să facem cât mai repede 10.000 de abonați, cât mai repede, deoarece cela este visul meu. Deci, băi și fete, numele meu a fost Webster2K, vă salut, pa, pa!